Bună dimineața! Ce faceți, dragii mei? Astăzi este sâmbătă și încep vlogul pe stradă, adică sunt singurică, tocmai ce am ieșit de la servici și mă îndrept spre casă. Afară este foarte frumos. Astăzi o să fie, cred că, foarte cald, ceva neobișnuit în perioada asta, undeva la 12 grade, cam așa am auzit, dar ia uitați cât este de frumos și se merită astăzi să stai afară, dar din păcate avem un pic de treabă și anume trebuie să facem un pic de curat prin casă pentru că toată săptămâna nu am făcut altceva decât să muncesc și nu am avut timp de așa ceva, în sensul că bine, am făcut așa printre picături, dar vreau așa în mod serios să fac curățenie. După care o să mergem la cumpărături, pentru că nu mai avem nimic prin frigider și uite, așa ziua noastră se umple și poate spre seară, cine știe, o să ieșim și noi pe undeva. Tocmai ce am intrat într-un gang, ia uitați, este plin de, din astea, cum îi zice, prosii de astea desenate de copii, dar chestia aia îmi place foarte mult, leul ăla, cum este făcut acolo. Chiar cine a făcut are talent. Și na. Astăzi am avut foarte mult de muncă, am muncit ca o nebună. Noi mai lucrăm și sâmbătă, câteodată. Depinde, pot să prind două sâmbete pe lună sau doar una. Depinde cum stau lucrurile la servici, dar sâmbăta este mai așa, mai liber în sensul că nu sunt șef, nu sunt. Dar tot, muncă este, adică, na. Și uite așa, ți umple ziua. Jumătate de zi muncești, jumătate de sâmbătă muncești și după aia când ajungi acasă ești terminată. Mai trebuie să faci și acasă. Ce-ți mai rămâne din weekend, doar duminica, care și aia trece repede. Și luni iarăși la muncă. Mă înțelegeți voi, poate cu unii dintre voi lucrați. Gata, închei și ne auzim mai târziu. Tosca? Ce faci, dragă? Ce faci? Uite, a venit și Lili. Unde ești, afară? Ești afară? Hai că nu ești tu afară, hai! Bagă-te înapoi! Bagă-te înapoi! Bagă-te înapoi tu! Noi ca am ajuns și la mall. Ia uite ce păr am, dar asta este că cu părul ăsta sunt de la servici, deci nu mi-am făcut absolut nimic decât mi-a dat un ruj pe buze. Și ne-am gândit să venim și noi până la mall, așa zisul mall aici, de fapt, totul altfel se cheamă. Dar nu am, așa zicem. Am venit să intrăm până în New Yorker, să vedem, poate găsim ceva blugi pentru iubi. Pentru că are nevoie, clar. Și, na, să ne mai plimbăm și noi prin mall, ca oamenii normali la cap, pentru că noi nu mai suntem normali la cap de cam mult timp, când am mai fost la mall, cred că de anul trecut din vară, deci vă dați seama cât timp a trecut. Și noi nu am mai reușit să venim, nu, nici chiar un an, na. Și am parcat acelea în parcarea asta. Da, pe urmă de la mașină. Așa. Câte mașini au văzut pe aici. Aoleu, da. Alea stâlpe. Ia. Dar toți stâlpii sunt așa. Și ce? Sunt niște curioși pe acolo care se uită la noi. Ia, în ce parte o luăm noi? Ia zi, partea aceea de acolo. Așa. Astăzi am chef să vorbesc moldovenește. Vorbesc ca acasă. Da. Să știți că e foarte cald. Foarte cald. Hai mă, ce aveți? Ce aveți? Nu vă convine? There's no use in looking back. Gotta laugh or gotta live. Cause I'm so over the past. And I'm living it fast. I'm
Și noi în Daiman și ne-am luat și ceva papucei, adică nu, dacă tot vine primăvara, să ne încălțăm cu papucei. Eu mi-am luat o pereche, Bi așa la și Andrei are și el. Și la Andrei vrem să-i luăm și un ghiozdanaș din ăsta cu Fireman. Yeah. Fireman. Fireman. Sam. Da. Iar eu mi-am luat ăștia. Așa. Lucioși de lac. Ăștia îmi plac mie foarte, foarte mult. Ce părere aveți? Ia să vedem. Ce papucei frumoși. Și abia. Tot pe nuanță de roz. Sunt cam mari. Sunt mari, 35. Mai vine mi iau ăia albi. Zici? Dar și ăștia sunt frumoși. Cum, ți-s mare ăștia 35? Nu știu ce să zic.
dimineața, ce faceți? Astăzi este duminică și uitați ce frumos este afară! Yeah, avem soare în sfârșit, intră soarele în casa noastră. Ia uitați-o pirile exact în dreptul razelor de soare stă. Îmi vine să mă întind și eu acolo, știți? Lili, mă primești pe mine acolo lângă tine? Facem plajă împreună? Da? Ne bronzăm un pic și așa suntem albe ca varul. Eu astăzi m-am gândit așa, să fac o mască la păr, pentru că, din câte am observat, părul meu se cam usuc, adică e uscat de după vopsea. Și m-am gândit să fac așa un tratament cu gălbenuș de ou și ulei de măsline. Și am pus prosopul ăsta, dar era fierbinte, acum e foarte rece, așa că urmează să merg să mă clătesc pe păr. Și mi-am făcut ceva la față, mi-am făcut un fel de mască de asta cu albuș de ou și mi-am pus niște hârtie în aia igienică, dacă știți voi, pentru scoaterea punctelor negre, dar nu știu ce, nu a funcționat la mine, așa că m-am scobit singură cu degetele și de ce sunt așa roșie zona asta. Asta este. Dar urmează să merg să-mi fac un peeling și să mă spăl pe cap. Da. Așa că urmează să facem și ceva curățenie, pentru că nu ieri nu am mai apucat să facem. Am venit de la cumpărături, am venit destul de târziu și n-am făcut decât să stăm, să uităm la desene animate. Da, ne-am uitat la desene animate. Cu copii, bineînțeles. Și asta este. Acum Andrei e și el la masă, se chinuie să mănânci ceva. Tot nu-i convine ce i-am pus. Și Bia la fel și apă acolo. Acum o să bem și niște cafeluță. Am făcut niște cafeluță la filtru. Și da, luăm micul dejun, după care ne apucăm de treabă. Să facem rapid curățenie, după care cred că o să ieșim afară, pentru că, na, totuși să profităm și de soarele ăsta, nu să ne batem fix soarele în cap. Așa, să zicem că n-am ieșit duminica și mai după amiază vedem ce. A, după amiază avem și o vizită, vine cineva la noi. Așa și na, cam se umple ziua de astăzi. Gata, mă ridic, mă duc să mănânc ceva, că mi-este foarte foame și mă doare și mâna. Trebuia să iau ăla trepiedul pentru telefon, dar nu l-am luat. Ce face Andrei acolo? Ce zici? Cum zici? Bună dimineața? Neața. E mai bine să zică neața decât bună dimineața, e mai scurt. Ce faci? Mănânci? Ce mănânci acolo? Teddy. Teddy îl mănânci? Pe Teddy îl mănânci, vai de mine. Da. Bia este? Unde este Bia? Baie. E la baie Bia? Da? Caca și pipi. Faci caca și pipi? Aoleu, Andrei, ai dat tot din casă. Ai dat tot din casă, mă, băiete. Nu trebuie să spui chiar tot din casă, știi tu? Așa. Baie. Da, e la baie, așa. Foarte bine. O avem și pe toți pe care cerșește Maxim și nu primește nimic. Bata. Da, și îl avem și pe... Iubi! Yeah! Iubi! Say hi! Nu m-am filmat așa. Deja te-am filmat. Hai, te aduc mai de-aproape, așa, se vadă lumea cât ești. Tu somnoros. Ia uite aici un somnoros avem. Da, și Bia. Bia, Bia. Da. Ia uite. Good morning. Good morning. Sunshine. Ia, avem cafeluța. Cafeluța lui Iubi și asta e mea. Cafeluța mea. Da, uite, să-ți fac. Da. Beau din cana asta, care îmi place mie foarte mult. Cu foc asta. Asta am primit-o de la... Ce e, Andrei? Ce e, mă, băiete, mă? Cana asta am primit-o de la Magda. În frunțul acela cu cadouri de Crăciun. Am făcut o magie și suntem deja în mașină. Ne îndreptăm către oraș. Vom merge să mâncăm la turci. Bineînțeles, un kebab, ceva pizza. Ne-am îmbrăcat frumos, elegant, așa ca de duminică și bineînțeles că mi-am pus și ochelarii ăștia așa de... că sunt roz și îmi plac de aia mi-am pus. Și mi-am luat și hăinuța asta care o am de ceva timp în dulapul și n-am plecat-o niciodată, așa că am zis să profit astăzi, măcar cât mai prindem din iarnă, așa să profit de ea. Și da, se potrivește și cu ochelarii. Și mi-am dat și un buciu de asta. Essence. Andrei
mama pe mine și l-avem și pe Iubi, care este foarte serios și conduce. Mereu când conduce e foarte serios. Nu e așa? Ești serios? Dar nu, da, mă. Cum să fii? Râdem, o să fie clar. Da, nu? Râdem așa, de aiure, așa, nu? Da. Ce să facem? Da, afară este super. Este o vreme super. Așa zici că, zici că a venit vara, lumea face grătare, ia uitați. Ați văzut ceva? Am zis că o să facem și noi grătar, dar cred că săptămâna viitoare poate o să mai încălzească un pic, totuși avem așa un pic de teamă că na, este mai răcoare, chiar dacă e soare, dar tot este un pic de răcoare și așteptăm să vină, așteptăm să vină chiar căldură, adică noi încă mai avem zăpadă, soare, dar pe la umbră zăpada încă mai persistă, da. Și asta este treaba. You told me to lighten up, but it's not easy breaking habits. I've got a ton of bad days lined up, and I ain't gonna chase no rabbits. You said it's not as bad as all that, just need to take a deep breath and relax. We've got plenty of time tonight, oh, everything's gonna be. So I dance through the long dark night, turning down all the city lights. Take my hand and make this life, whoa, 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 incredible. Promises. You got a habit of moving on, and so you'd rather be anonymous. You said it's not as bad as all that, just need to take a deep breath and relax. We've got plenty of time tonight, oh, everything's gonna be. So I ia uitați ce prețuri au ceasurile astea, de la 1000 de euro în sus. Avem unul acolo care este 2440. Alea două din spate. Oh my god. This is crazy. Minus 90 de euro. Jesus. Foarte scumpe ceasurile astea. E de la firma Junghans. Sunt făcute în Germania. Voi ați mai auzit de magazinul ăsta Bonita? Deci chiar au niște lucruri foarte bonite, foarte drăguțe. Doamne, deci îmi plac maxim de mult. Asta este stilul meu de a mă îmbrăca. Deci stilul ăsta îmi place foarte mult. Este foarte casual, elegant. Dar calțonașul ăsta roșu este superb. Plus cămășuța, e șarpa și blugii. Mamă, ce mișto! Ce fain! Și apoi toate acolo, bluzele acelea cu roșu și cu
flori și cu tot felul de chestii, Doamne, sunt superbe. Sunt superbe. Și cred că nu sunt nici chiar foarte scumpe. Da. Avem și magazin de la Tom Taylor, denim. Aici se fac reduceri de 30%. Îmi plac și hainele lor, doar că sunt cam scumpere. Dacă se fac reduceri, se merită de profitat. Ce avem noi aici? Cărți. Cărți, cărți, cărți. Wow. Uite, carte de matematică. Hai să vedem. 5 euro carte. Nu e mult. Mamă, ce fain. Aș putea să-mi cumpăr și eu niște cărți. Bine că ele sunt în limba germană. Interesant. Avem și cărți pentru copii. Ia uitați, poate luăm ceva aici pentru copii. Ce tare sunt chestiile astea. Un relief. Mai deci am fost la restaurantul ăsta tailandez și am mâncat atât de bine și cu puțin bani. Deci nu vă vine să credeți. Nu-mi vine nici mie să cred. Cred că dacă mergeam la turci, cheltuiam cam tot pe tăi și nu mâncam chiar așa de mult. Faceți, nu e că noi suntem niște mâncăi, mâncăm mult, 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 dar mâncăm, adică dacă mergem undeva și dăm niște bani, mâncăm, asta este. Cred că toată lumea face așa. Și nici nu ne simțim nașpa, adică am mâncat și sănătos, legume cu sosuri, orez, carne, pește, deci ați văzut și voi, foarte fain, foarte fain. Și cred că o să mai mergem cât de curând acolo. Poate nu săptămâna asta care vine, dar peste vreo 2-3 săptămâni sigur o să mergem iarăși. Pentru că e ieftină mâncarea la ei. Chiar ieftină. Na, și acum ne îndreptăm spre casă pentru că așteptăm să vină cineva la noi. Este ora... cât este ora? 4? Ah, da, 5:20. Deci, da, numai bine când trebuie să apară persoana asta. Și mergem să ne pregătim și pentru ziua de mâine. Că, na, începem iarăși, o luăm de la capăt. Am intrat și în mall, deși mall-ul nu este deschis, adică nu toate magazinele. În sensul că magazinele de haine nu sunt deschise, dar erau ceva baruri deschise pe acolo, ceva cofetării și era pe mijloc și o expoziție din asta de cărți, tot felul, cu reduceri foarte bune. Și am găsit asta pentru Andrei, este o mapă plină cu tot felul de chestii, adică avem cărticică cu povești, planșe de acelea de ca niște cărți așa. Și ce mai avem? Ceva de desenat, un poster, da, e fain, e fain. Și așa îl putem învăța pe Andrei cât de cât ceva din germană, cum zice la sactor, cum zice la animăluțe, cum... Și a costat 10 euro, iar asta este de la 4 ani în sus, deci nu mai bine. Da, și, și Bia și-a cumpărat și ea o cărticică, iar în cartea Bia. Avem, avem o carte, asta este cu prințese. Păi asta e, cenușele asta. Care se numește Așa Împrutere. Așa Împrutere. Gata, mergem acasă acum și v-am arătat outfit-ul meu de astăzi, să vedeți cum m-am îmbrăcat. Da, hăinuța asta care v-am zis că mi-a luat-o de la un second hand anul trecut și n-am purtat-o niciodată. Acum m-am gândit să o port pentru că chiar sunt comic, adică am hăinuțe în dulap și nu le port. Și așa, scutuță până aici. Și am pantalonași din piele. Nu știu ce puteți voi să vedeți. Ar trebui să-l pun pe Iubi să mă filmeze. Așa, ăsta este outfitul meu de astăzi. Dar dăm un pic mai jos. Avem pantalonași din piele. Și dăm un pic mai jos. Și ăștia i-am luat de la Dijkman ieri. Andrei? Și uitați cât sunt de fain. Și Andrei, ia arată-ți outfitul tău. Și eu. Ia arată. Tu ai guleraș. Căciuliță, geacă, blugi și papucei. Și am papucei noi.
t-shirt, îți păpucei care ai luat ieri. Tu ai pantalon aia, e găt? Și ai și ghiozdanelul, ia, arată și ghiozdanelul. Ce ghiozdan ți-ai luat? Așa? Hai să-l arăt eu pe Vali. Da. Da, exact. Și Vali este cu gecuță de motociclist. Ia uite ce... Ce mai place lui cecile astea. Da. Am făcut și noi o leacă de hazinecad, așa ne-am... V-am arătat outfitul nostru. Așa bine. Care, mamă dragă, cărticelele? Carățile? Da. Ce-a făcut? A rămas toate afară? Da, mă, lasă că la noi ca nimeni, știi cum? Ca la țară la noi, totul pe balcon stă și atârnă, așa, ca la țară, știi? Dar trebuie să se aerisească cumva, nu? Păi, covoarele mele... Ca la noi la nimeni, știi? Și geamurile sunt toate deschise, deci să vezi ce frig e în casă până... Wow, trebuie să stăm cu hainele pe noi. Ui, deja mi-e frig numai cu gândul că e frig în casă. De ce ați uitat geamurile deschise? Uite așa, și m-am zis să se mai aerisează, asta aerisă de-a bâinelea. Știi? Am închis, abia am închis oară calorifer. Da, eu. Dacă n-ai închis caloriferele, să vezi tu câta... Tati, nu-i frumos. Câta cheltuială. Da, câte să pară astea. Ne uităm și noi la un film românesc. E foarte fain ăsta, dacă nu râzi la el de numai numai. Se cheamă Pupo-mă! Pupo-mă! Așa că... Bine, e deja, cred că, jumătate din film. Dar e foarte fain. Joacă Jojo. Foarte fain actriță. Super, super, super. Bine, mai sunt și actori din ăștia celebri, dar nu mai știu cum îi cheamă. Dar vă recomand acest film, e foarte fain. Pupo, mă, pupo. Ăștia doi ce să mai bat. Ia. Toată gașca. Bia. Iubi. Și Andrei. Nani. Așa, stai pe tati că ți-ți somn, trebuie să faci nani. Da, fă nani. Și avem și pe Tosca. Tosca. Te uiți și tu la film, dragă? Da? Îți place filmul, Bia? Bia, îți place filmul? E fain, nu?